Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2022 la Comuna Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunii. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile la bugetul local al Consiliului Local Comunei Răcăciun pe activități non-profit de interes general, aferent anul 2022, inițiator primarul comunii. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Răcăciun pentru ședința adunării generale acționarilor CC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25-2022, inițiator primarul comun. Punctele hotărâri mai sus sunt menționate în toată documentația necesară de urmit. Supunem la vot, vă rog. Supunem la vot? Cine este pentru? Unanimitate, o să rugăm o prezență. Cum este, domnul președinte? Bine că mi-a trebuit să aminte, doamna consilier Olguța Cucrea este în izolare sau carantină, nu știu. Astăzi primește rezultatul testului. Cu cine intră online? Știți ceva? Pe cine sune? Dar să sună ca să... va suna ca să ne spună... să ne spună votul dumneaei. Așa. Îmi puteți da cuvântul două minute? De la ședința trecută am adoptat hotărârile privind loturile din Dumbrăveni. Am făcut propuneri pentru doi membri din Consiliul Local și un membru suplean. De la ședința trecută până astăzi, membru titular, unul dintre membrii titulari, respectiv domnul consilier Drăgăstan Marinel, din motive personale, a solicitat retragerea din comisie. În comisie urmează domnul consilier Dițoiu Ionuț, dar este nevoie pentru întocmirea dispoziției să stabilim membru supleant, deci așa trebuie să lucreze. Și o să prind în procesul verbal al ședinței de astăzi votul dumneavoastră privind nominalizarea unui alt domn consilier ca membru supleant în acea comisie privind licitațiile. O să vă rog să faceți propunere ca eu să-mi notez și să pot să întocmesc dispoziția. Ați înțeles? Despre ce este vorba? Mulțumesc! Propunere, vă rog! Cine a propus? Domnul Harabagiu a propus pe domnul Iștoc Valentin, da? Alte propuneri? Nu mai sunt? Vă rog să supuneți la vot ca domnul consilier Iștoc Valentin să fie membru suplean în comisia privind evaluarea licitațiilor de la Dumbrăveni. Cine este pentru? Unanimitate. Vă rog frumos, un domn consilier să o sune pe doamna Cocrea că intrăm în ședință și trebuie să avem dacă este dreptul dumneai ei. Așa, bun, continuăm. Și îmi cer scuze că n-am putut prezenta procesul verbal de la ședința trecută. A fost prea din scurt, vreau să-l întocmesc corespunzător. Astăzi este ședință extraordinară. În luna februarie vom avea și ordinara și o să le prezint pe amândouă atunci. Mulțumesc cu înțelegerea dumneavoastră. A fost o ședință mai grea, procesul verbal va fi de asemenea întocmit corespunzător și de asta mi-am permis să-l supunem la vot probabil când o să fie ședința spre sfârșitul lunii. Să intrăm, domnul președinte, în ordinea de zi. Primul proiect, vă rog, să dați citire. Sau vreți diverse? Avem niște... Nu, atât să vă salut pentru prezența dumneavoastră aici. Astăzi se votează proiectul de buget pentru... bugetul Comunei Răcăciun pentru anul 2022. Și aș vrea ca această ședință de Consiliu Local să fie tratată ca atare din punct de vedere legal și al regulamentului. Adică să fie discuții civilizate, să nu dăm înapoi de la alte vorbe care așa au rost. Mulțumesc frumos și... Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2022 la Comuna Răcăciun, județul Bacău. Deci ați avut și acasă. Eu am încercat... pe această cale, îmi permiteți două secunde? Pe această cale doresc să mulțumesc și să... Ne cerem scuze că am îndrăznit să vă trimitem destul de târziu invitațiile la ședință în data de miercuri seara. Deci s-a lucrat
pot să spun așa, la foc automat, colega mea, de la ora 10 când s-a primit adresa de la Consiliul Județean, până dimineața, până la ora 20:30, a stat în birou și s-a chinuit și a întocmit așa cum l-ați primit, că e destul de greu, nu știți ce presupune, și n-am permis să vă transmitem documentația seara târziu, pentru că am spus să păstrăm și să respectăm și zilele legale și poate doreați să le citiți și să aveți timp să le citiți, că contează fiecare oră în plus pe care o aveți pentru a studia. Mulțumim că ne-am permis să vi le trimitem așa târziu. Da. Aș vrea să prezint proiectul de buget pentru bugetul de anul 2022, de anul acesta, dar ce sunt inițiatorul acestui proiect împreună cu aparatul în specialitate al primarului. Și să vă transmit că, ca și anul trecut, ca și în ceilalți ani, bugetul este construit după o formă care se poate să dea curs realizărilor proiectelor din comună și nu numai funcționalității și funcții școlii, până la a da bani pentru cei burse, pentru copiii la școală. Am sintetizat în mare cum ați primit și acasă proiectul cu începutul de lucrări care avem și proiecte importante pentru localitate, pentru comuna Răpăciuni. Și aș vrea să vă spun în mare ce mi-am după lista de investiții. Avem așa, proiecte pe AFIR, pe fonduri europene. Căminul cultural, care este în lucru, este pe fond european, cu 2 milioane ceva de euro. Și aș vrea să vă invit, dacă vreți după ședință, să aveți timp câțiva consilieri sau toți consilierii, vă invit pe toți să vedeți cum se lucrează și în ce stadiu este Casa de Cultură acum când discutăm. Este un stadiu de finalitate aproape de 70%. Avem infrastructura rutieră care, tot pe fonduri europene, tot un proiect de 1 milion și ceva de euro, proiect la care se lucrează, ca și la Casa de Cultură se lucrează în teren, deci utilajele sunt acolo, proiect care trebuie finalizat până la sfârșitul anului. Avem proiectul PPNDL, drum Gheorghe Doja, asfaltare și modernizare drum Gheorghe Doja, care la fel am prins cu finanțare și să finalizăm lucrările care sunt începute de anul trecut și de acum 2 ani. Avem proiectele pe Anghel Salini depuse la București, în faza de avizări. Aici vorbim de drumul ce leagă de la Gheorghe Doja de Ciucani, care va fi reabilitat și modernizat. Drumul de la Răcăciuni până la Berendești, reabilitare și modernizare drumul din centru până la Berendești, străzile. Avem apa canalul la Gheorghe Doja, înființare distribuției apă canal. Avem pe Poim depus proiect pentru înființare gaze naturale, sat Răcăciuni. Aici n-au apărut încă normele de aplicare, dar cum o să apară, cum o să vă informăm și o să luăm să derulăm proiectul mai departe. În ceea ce privește școlile, la școală, și mulțumesc domnul Șare, director, că am făcut împreună, la solicitările dânsă, am făcut, am parcurs, mai bine zis, punctele care sunt de necesitate urgentă. Aici vorbesc de școala de la fundul Răcăciuni, reabilitare plus acoperiș, centrală, vom pune centrală nouă la școala numărul 2, că nu are, deci cu tot cu instalație termică. Am asigurat bursele la copii și anul acesta, ca și anul trecut. Am dat deconturile la cadrele didactice, am asigurat banii pentru deconturile la cadrele didactice. Am prins pentru modernizarea societatea domnișoarei la Grășteni o sală de clasă, schimbat parchet, zgrăvit și ce trebuie să mai fac pentru sală de clasă, fie funcțională. La Răcăciuni, reabilitare holurile alea două, de sus și de jos, la școala numărul 1, trebuie să zugrăvite, schimbate gresia și să poată fi asta o să se trebuie în vacanța de am asigurat bani pentru culte, pentru susținerea cultelor, și aici mulțumesc preoților care sunt de față. Noi nu dăm bani la biserici, noi susținem. Unitatea administrativă de susțin cultele pe raza comunică. Sunt 9 biserici, suma nu este foarte mare,
dacă noi nu mai susținem biserica, exact cum spunea un părinte, biserica este, nu este un mall, nu este un hipermarket, este un lăcaș în care un bătrân vine sau oricare cetățean sau menoriaș vine și acolo se liniștește, acolo se regăsește cu el însuși cu Dumnezeu. Am prins bani pentru microbuzul școlii, vorbesc de combustibil la utilajele și ale primăriei și mașinile primăriei. Construire de mini terenuri de sport. Aici am avut o inițiativă cu discuțiile avute cu o parte din consilieri. Vom interveni pe fiecare școală. Vom face un studiu la fiecare școală și un consultant o să se ocupe de problema asta ca să ne dea anumite măsurători care după aceea se regăsesc într-un devis, după aceea se regăsesc într-o valoare, care vor fi puse, dacă sunt fonduri de finanțare, pe finanțare externă. Dar până atunci am zis și propun să facem un mini teren de, sau un teren de basket, nu domnul Șară cu dumneavoastră, și cu așa, dar la Răcăciuni a fost, de fapt, dar trebuie modernizat, bituminat, pus, așa, și iar restul celelalte la Răcăciuni, fundul Răcăciuni și Gheorghe de Doja, să scarificăm, să compactăm, să semănăm acele iarbă pe acele terenuri. O perioadă vor fi neutilizabile câteva, o lună, două, trei, după care le vom da în circuit. Până când noi vom putea prinde un indiferențiar sau din buget local, dacă nu ne permit, nu avem linii de finanțare. Avem extindere iluminat public pe TEA 5, vorba de proiectele alea două care știți, pe DN2, de la Han către MAT și de la Han către SMA, unde nu există iluminat stradal pe partea opusă. E pe o parte este, dar pe partea nu este. Vrem să facem o modernizare și din punct de vedere al siguranței circulației pe DN2. Traficul este foarte mare, accidente sunt și mai bine să nu se întâmple. Avem prinși bani pentru înființare puț apă Răcăciuni. Vrem să facem un al treilea puț la Răcăciuni, că e o problemă pe timp de vară cu apa. Stația de epurare va fi modernizată și avem contract semnat cu o firmă în care în 3-4 luni de zile se va realiza. Se va pune în funcțiune cu tot ce trebuie pentru a fi utilă. Avem extindere de rețele electrice în satele Gheorghe Doja, la Câmpul Poștei. E vorba de strada aia care duce paralel cu DN2-ul și în față aici la casele care sunt extinse. Vine un transformator care va deservi ambele zone, și intrarea la Drăgoi, cum îi spunem noi, și partea din spatele caselor care este paralel cu DN2. Lucrările sunt în curs de autorizare, se vor realiza de către Delgas Grid cu sprijin de la noi pe parte de documentație și o parte de cofinanțare din partea noastră. Dar noi mai putem realiza, cum realizam înainte, rețele electrice din fonduri proprii. În totalitate, nu mai dă voie. Este un ordin 91 apărut în 2019, care interzice lucrul acesta. Mai avem extindere rețea la Dumbrăveni, zona din satul Dumbrăveni către Liciuica. Așa. Și avem zona de la Dumbrăveni către Liciuica, am zis bine, da? Așa. Și mai avem la Ciucani strada Cornișe. E vorba de strada de la Imbrea și partea după pod, casele alea care sunt în spate acolo. Și zona din față de aici, exact la intrare, la unde casa care e o cruce la intrare în sat, o casă început acolo. Păi mai avem de colmatare cu râul Broșteni, vorba de o cerere depusă de către 10 gospodării, aici la Turculeț, la Răcăciuni, în zona asta din Broșteni. Râul nu mai are cursul drept și când vine viitura dinspre deal, e o zonă sinusoasă, așa, cu mai mult cu curbe. Trebuie să regularizăm ca să putem să-i dăm o continuitate și să nu inunde, pentru că acolo va veni modernizat și drumul care este, se lucrează acum pe infrastructura rutieră de Răcăciuni. La fel cum se va face și drumul de la biserică, tot în proiectul ăsta, Biserica Ortodoxă, tot în proiectul ăsta care se lucrează acum pe teren. Avem la fel, la biserica, zona bisericii ortodoxe de la Grășteni și nu numai, zona bisericii catolice, avem nevoie de șansuri și câteva podețe, că acolo când vine viitura din spatele bisericii catolice și ortodoxe, inundă
locuințele din fața, din fața bisericii. Deci tot timpul e problemă și e și trafic pe DC 110. Avem prinși bani la balastare, avem prinși bani pentru un autogreder la să facem, să reabilităm drumurile agricole pe timp de primăvară și iarnă, când încep lucrările. Am prins bani și pentru curentul electric al instituției și nu numai, dar aici e o problemă pentru că prețurile nu mai sunt aceleași care le știam odată. Deci cei de la responsabilul de zonă care e pe comună, din partea Delgas Grid, ne-a spus să prindem bani la modul de dublu cât a fost anul trecut, pentru că vor crește facturile. Vor crește kilovatul. Vedeți ce se întâmplă și. Ca să nu, rămânem în impas, și acolo s-a asigurat bani. La salarii, la indemnizații pentru persoanele cu handicap, la Soma, la voucher de vacanțe, la fel, am prins că suntem obligați prin lege, și pentru câini. Am mai prins iar o sumă de 30.000 de lei pentru servicii de ecarisaj. Dacă mi-a scăpat ceva în care am putea să mai completăm, vă stau la dispoziție și să ne spuneți. Dar bugetul a fost construit în așa fel încât noi aveam nevoie la, ca o paranteză, aveam nevoie la pentru bugetul din anul 2022 de 60 de miliarde, ca să ne putem să mai facem și proiecte, să susținem și alte, să facem proiecte noi, să susținem și alte activități. Dar din 60 de miliarde cât am cerut, ni s-a dat 7 miliarde și ceva, deci 10%. Pe această cale mulțumesc Consiliul Județean că ne-a ajutat și cât a putut, domnul președinte, ne-a ajutat să, cu o sumă, vă zic eu, rezonabilă, pentru UAT Răcăciuni. Bugetul, prima dată am prins bani mai mulți, am prins bani pentru cofinanțări, ca să vă schițez, pentru cofinanțări, pentru proiectele pe fonduri europene și pentru proiectele derulate prin PNDL și cele care vor fi implementate prin proiectul Anghel Salinic și Gaz, după care ne-am concentrat către școli și către buna funcționare a UAT-ului. Problemele sunt foarte multe, nu le putem acoperi pe toate, am vrea să le acoperim toate, dar nu le putem. Părerea mea, și este bine să vă transmit și vă transmit că necesitatea numărul 1 este cofinanțarea pentru proiectele care sunt pe fonduri europene și pentru, mă repet, pentru proiectele mari care sunt în derulare. Astea sunt contracte începute, contracte care trebuie să onorate din punct de vedere financiar din partea UAT-ului. Cam ăsta este bugetul. V-am zis și mă repet, aș fi vrut să schițez mai multe proiecte de buget, dar mai multe proiecte, dar nu avem putere financiară. Acum să le terminăm noi pe astea începute și dacă găsim linii de finanțare, găsim linii de finanțare și o să facem tot posibilul, să accesăm și alte fonduri, atât pe fonduri europene, cât și pe fonduri din buget național și, de ce nu, și cele din buget local. Are doamna contabil o mică problemă să vă transmită. Noi când am pus în buget, am pus la pagina 4, pentru rețele de investiții, sunt cele 4 proiecte pentru extinderile de rețele electrice, am pus fără TVA. Au fost sub lege prevăzute fără TVA. De exemplu, la prima lucrare, cea pe extindere rețea electrică localitatea Răcăciun, strada Sinetului, era inițial suma de 11.600 și acum este 14.000. Deci la toate s-ar fi fără TVA. Să punem TVA. Trebuie să punem TVA ca să putem. Fără TVA. Și la toate cele patru lucruri e un total în plus de 37.900 de lei. Pe care trebuie să-l suportăm și pe acela. De asta lista de investiții o să fie ușor modificată doar la aceste patru lucruri. Aici o să fie modificată. Deci ce o să vedeți dumneavoastră afișat pe site, după ce adoptăm hotărârea, să știți de ce este diferit din ce ați primit dumneavoastră acasă și ce o să găsiți în anexa la hotărâre, când o să fie afișat, da? Da. Bine. Da, eu îmi închei prezentarea bugetului. Dacă sunt, domnul președinte, puteți prelua de acum întrebări. Domnul Istoc. Bună ziua. Vreau să vă întreb în legătură cu completarea cu suma de TVA. Puteți să ne spuneți de unde le-a luat? Că undeva va apărea cu minus, nu? Aici, la pagina 4, la cele 3, 4 examinări.
Nu știu, în lista de investiții au minus? Pentru astea patru... Deci, exact, da, pentru astea sumele TVA-ul. Deci, ieri, TVA-ul. Au fost inițial sumele prevăzute care erau în cofinanțare. Ieri când am primit contractul de finanțare, era prevăzut exclusiv TVA. Deci, în principiu, trebuie să prevedem și TVA-ul. Și am calculat TVA-ul la sumele... De unde am găsit sursa de finanțare? Exact. Dintr-o suplimentare de venituri. Am înțeles. Deci am... Da. Mulțumesc. Domnul Iacobuș. Am o nerăbdare la finanțarea pentru sau proiectul cu stațiile de încărcare. Da. Pentru mașinile electrice. Este da. Contribuții din bugetul local? Da, nu. Da, e contribuția din bugetul local. Este un proiect pe fonduri europene, finanțat 100% de către fondurile europene. Noi trebuie să venim cu o sumă care, de fapt, este mult mai mare, dar am plătit consultanța din banii ăștia. V-am zis că ar trebui să diminuăm din anumite sume să putem funcționa. Este în fază de implementare. Suma toată, dacă dau un exemplu, dacă costă 10 miliarde sau, mă rog, 7 miliarde, va fi suportat decât din fonduri europene. Chiar contribuția noastră se va întoarce înapoi dacă noi dăm... Garanții. Da, da. Deci nu vom pune niciun leu acolo. E 100% finanțat pe mediu. Mulțumesc, Mai sunt întrebări? Da, dacă îmi permiteți. Da. Aș vrea să fac o remarcă legată de faptul că domnul primar spunea că vom reabilita drumul Gheorghe Doja-Ciucani, dar de fapt reabilităm doar 3 km. Greșesc? Din drumul ăsta, dumneavoastră spune Gheorghe Doja-Ciucani. Cap poate, deci el să ajungă până în drumul județean. În proiectul de hotărâre spune doar 3 km. Mai atât are drumul, 3 km. Atare drumul. Și diferența? Dar diferența este a Consiliului Județean, cea care am uitat și uitați să vă spun că am avut o discuție și am putut discuții de negociere cu Consiliul Județean, în care ne-au asigurat că pentru satul Ciucani mai sunt făcut câteva șanțuri pe o parte, după care bucățica aia de la Cruce, unde s-a rămas neasfaltat, se va asfalta până da. Da. Până la intersecția cu Somușca. A doua, segmentul de la Liciuica, de la drum județean, nu pot să intervin eu, de la pod, de la fundul Răcăciun, la intrare, până sus, la Liciuica, la fel va fi asfaltat. Iar asta cu 3 km de drum, care e proiectul prin Agen Salin. Încă un mic aspect legat de cantitatea de motorină, cei 21.600 de litri. Acum, dumneavoastră, pentru că știți cam cât consumați, ați venit cu cantitatea asta, 21.600 de litri de motorină pentru utilajele primăriei pentru anul 2022. Utilaje autoturisme, mașina de pompieri... Pentru tot ce înseamnă proprietatea primăriei. Este exact ca anul trecut, numai că am suplimentat. Dacă îmi permiteți. Am suplimentat pentru mașina de pompieri. Nu am nicio problemă cu cantitatea. Eu v-aș propune și colegilor consilieri, aș propune să găsim o sursă de finanțare și să le punem GPS-uri la utilajele astea și atunci, sigur, nimeni nu mai are nicio problemă. Niciun fel de problemă. Nu am nimic de secretar, vă rog să notați asta în procesul. Nu am nimic de obiect, dar... Poate radate mașinile? Ce înseamnă proprietatea primăriei? Eu am să vă fac un deviz estimativ cât ar costa GPS-urile astea și vor fi montate, că trebuie spuse pe... Cu siguranță, după aia nu o să mai fie discuții legate de cantitatea de motorină consumată. Ca să vă informez, mașina de pompieri este gata, cred că astăzi, luni, o voi aduce. Acum am o filmare pe telefon, acum să vă prezint, dar o să vă rog, când o să vină mașina de pompieri, să facem o probă atât pe partea electrică, cât și pe partea de acțiune. Mă rog. Partea specială, da. Da. Cam asta e, dacă e din punct de vedere. Deci nu, la GPS-ul chiar sunt bucuros să pun GPS-ul, pentru că noi când acționăm... Discuții inutile, nu, noi când acționăm, vă dau un singur exemplu, nu pleacă nimeni, atât fără știrea noastră, atât să-mi spună mie cât și domnului viceprimar. Sunt de acord cu lucrul ăsta și chiar îl împărtășesc. Mai vrea cineva să ia cuvânt? Da, cu referire la drumul comunal de 63. N-am înțeles exact de unde începi și unde se termină. Deci se termină la Cruce, la Ciucani, acolo, la intervenția. Da, la de unde începi? De exact în poartă de la dumneavoastră. De la mine din poartă? Da, mai jos. Adică sunt punct de reper. Păi nu, dar în prima casă, de unde trebuie să înceapă? Da, la... sunt unul. Nu v-am pus eu să faceți casa acolo, dar asta ați ales la epurat. Deci spun, la proiectul trecut, drumul a început din jumătatea pădurii. N-am înțeles de ce, dar... Nu, hai să vă spun.
ca să poți să faci un proiect, să faci niște lucruri, trebuie să se unească unele cu altele, mă refer aici la drumuri. Nu pot lăsa un segment de drum, adică executat, dau un exemplu, PNDL 2 ăsta care se lucrează, unde la dumneavoastră o să ajungă asfaltul. Vă spun că așa e proiect, dar acolo sunt niște lucruri mai mari care trebuie să le execute constructorul. Trebuie să le unești unul cu altul, dintr-un singur punct. Că este segmentul ăla, picuți care au rămas acolo, acum, fizic, la fața locului, aia nu e niciun fel de probleme că se vor uni. Deci din moment, kilometru care este pe PNDL 2, spre ea, kilometru care va fi, de la kilometru ăla, se va prelua proiectul ăsta care e pe Angel Salin. Da. Nu va rămâne bucățiele ca să, nu e și inestetic și nu-i corect să fie așa. Nu, că a rămas o bucățică și nu știam un loc adău. Nu a rămas, că sunt toate Domnul Vici, ați... Da, e indirect, doamna. E indirect, da? Bine, da. Să punem la vot, punctul 1. Mai am un aspect. Domnul Lișor, da. Legat de modernizarea de 110, care o avem prinsă pe Poin. Nu sunt, sau pe Poin este prinsă, nu? Nu, pe Alge Salin. Pe Salin. Vreau să insist pe un aspect, doar o remarcă. Va veni sau nu va veni Angel Salin, nu știm încă. Încă sunt discuții și poate ne ducem după august cu o posibilă informație corectă dacă se va finanța sau nu pe Angel Salin. Dacă avem un cost estimativ, știu eu, de cât ar costa, am putea să facem cumva regie proprie pentru, sau măcar bucățica. Dar un singur exemplu, într-un deviz dat de către un constructor pentru plombarea, doar acum drumul de la Răcăciun, de la Han, către fundul Răcăciun, nu arată așa. Dar arată așa datorită faptului, nu arată nici extraordinar de rău, dar nici extraordinar de bine. Datorită faptului că am asfaltat Ciucanii, s-au trecut cu mașini mari, fundul Răcăciunul, Dumbrăveniu, automat tonajele și mașini de mari tonaj, au afectat structura drumului. Mai mult de atât, avem proiectul care e pe CNI depus și am garanția că chiar am discutat săptămâna trecută cu evaluatorul de la CNI, s-ar putea prin aprilie să semnăm proiectul de execuție pentru zona de la Berendeș, de aici de jos, de la Ungru Andrei, până la Liciuica. Pentru că acolo e o zonă, știți foarte bine, cu probleme. Acolo insist și eu cel mai mult. Acolo, deci noi am depus la CNI, pe baza raportului de evaluare a SVSU și a CLSU Bacău, când s-a întâmplat inundațiile în 2015. Știți prea bine ce s-a întâmplat cu evacuarea de case și așa mai departe. Alunecări de teren. Ei au finanțare în prioritate proiectele care sunt pe calamități. Da. Deci asta e între primele la finanțare. Și ne-a dat garanția, evaluatorul spune că este foarte mult de lucru la o evaluare ca să o faci a drumului, una la mână, că nu trebuie numai drumul. Sunt lucrări de structură care trebuie să se execute acolo. Și asta e problema cu DC-110. Nu putem face din buget local. L-am prins pe finanțare de Angel Salin. În sens să vă dau un răspuns. Un deviz pentru 750 de, ăla pe birou, 750 de metri pătrați, dar de către un constructor care lucrează în domeniu, costă exact 3 miliarde pentru peticiala aia care trebuie făcută până la Berendeș. 3 miliarde și ceva. Doar asfaltul? Nu, lucrările care sunt cu tot asfaltul. Cu tot, lucrarea sigură. De asta... Structura drumului. Da, structura drumului. De asta o să vă propun ca la următoarea rectificare care o să fie sau când o să întâmple, totuși să prindem niște bănuți să putem începe, pentru că noi n-am distrus drumul că am vrut noi să-l distrugem, că am dat cu sare, că am făcut lucrări, nu. Datorită faptului că au fost lucrările de importanță pentru satele respective, v-am zis Ciucani, Dumbrăveni, Fundul Răcăciuni, automat mașinile mari de tonaj l-au deteriorat. Și partea care este cu Berendești. Total de acord. Atâta vreau să insist, poate la vreo altă rectificare mai vin bani de la CJ, mai avem... Dacă se va întârzia foarte mult cu finanțarea pe Salini, pe CNI, ce avem acolo... Trebuie să acționăm noi întâi. Măcar să... Știu că și eu circul cu mașina zi de zi, toți circulăm și îmi cer scuze de inconvenientul ăsta, dar nu putem face lucrările fără să ai o bază financiară și să fii și legal ca să le poți executa. Trebuie să admitem, pentru că sunt inițiatorul proiectului de hotărâre în legătură cu taxa de peaj, poate vor veni ceva bani și de acolo, chiar vreau să vă întreb dacă a fost vreo solicitare sau...
N-am idee. O să mă interesez că urmează în primăvară, bănuiesc exploatațiile forestiere și atunci vedem ce bani se încasează de acolo, pentru că și ei au stricat drumul, nu doar lucrările care le facem noi în interes public, dar în comun. Să punem la vot? Două precizare, vă rog. Avem niște proiecte, niște propuneri de proiecte cu privire la stațiile de autobuz. Pentru... Da. În special, în special, vă răspund. Legat și... Nu-l văd aici, a scris. Legat de stații de autobuz. Stațiile de autobuz se aplasează în funcție de traseul care are un transportator. Că e local, că e și la cerințele cetățenilor sau din studiile care le fac cu domnișoara directoare, trebuie să le punem acolo unde este... se poate util, să fie util. Dar legat de transportul la Ciucar, că aici vreau să fac o paranteză legat de acest traseu, acolo avem o problemă cu operatorul, una la mână. Noi am făcut adresă către Consiliul Județean, este informat, ni s-a spus și ni s-a sugerat, aici lucrez cu doamna juristă la adresă, să facem un studiu de impact asupra de a evalua fluxul de transport de persoane din Ciucan și având în vedere ca să putem stabili dacă se impune, dacă este viabil să impună. Până la momentul ăsta am 11 cereri, doar 11 cereri depuse. Nu este suficient pentru a... Deci noi am informat depuse de către părinți. În care sublinează în cereri că... Își doresc. Și ora când trebuie să vină. Dar sunt cereri care sunt la 8, la 10, la 9, nu pot, transportul nu poate decât la o oră fixă să vină, să treacă. Dar parcă eu depusesem o cerere prin septembrie, mai exact pe 2 septembrie. Dumneavoastră ați depus un tabel cu niște semnături fără cererea fizică și nu în original. Și semnăturile au fost făcute de către solicitant, nu s-a luat în considerare? Ba, da. Nu e vorba cum s-a luat. Da, s-a luat în considerare, dar ni s-a cerut. Consiliul Județean ne-au comunicat că fiecare cerere se trimite exact. Noi trebuie să avizăm fluxul ăsta, să spunem clar. În momentul respectiv eu am un tabel, ați depus dumneavoastră și un tabel cu 16 semnături, în spate am 11 cereri. Și s-a cerut de către Consiliul Județean. Da, Consiliul Județean a zis că lucrează la programul de transport. Tot dumnealui va lua legătura cu cine are licență pe comuna. Transportul pentru ceea ce privește Consiliul Județean este în discuții și legat și de cei care beneficiază de traseul respectiv. Acolo am depus, sunt cererile depuse de către noi, vor lua act. Chiar vorbim, domnul președinte, vor lua de solicitarea noastră și unde sunt problemele se vor implementa. Deci nu vor fi lăsate. N-are cum, nu pot să mergi. Eu m-am dus de două dimineți la rând și am făcut un sondaj la ora 5 dimineața, să pleacă copiii undeva pe la 6 fără ceva, 6:20 ia de la Licica. Ți-i lăsi, se ia de la Licica și ăla din capătul satului, de la fundul, de la Ciucan, să ajungă până la Licica, nu se poate. El are traseul până în sat. Are cum se întoarcă, este asfalt, poate să ciugla. Dar din comoditate și nu poate rea voință, îl las să vină copiii. Și am adus cu mașina, că sunt copii care am de-al de Herman, de-al de ăștia, i-am găsit pe drum. Când e cald afară, mai vii. Dar când e frig afară și plouă și ninge, nu cred că este un confort pentru... Și aici se vor lua măsuri pentru transportator, vreau să spun. Dacă e nevoie, va fi și schimbat, deci dacă are abatere de asta. Păi nu, anul ăsta se face licitații și dacă nu se aviz favorabil, da. Așa, s-ar putea să chiar vină autopiedă. Da. Știți, da. Aș propune ca să solicităm, până se va introduce o altă lucru, un alt transportator, ca actualul transportator să elibereze abonamente școlare pentru copii. Mi se pare un drept fundamental care ține de... Consiliul de tratativii cu domnul mi s-a comunicat, la fel, are în vedere să... Și la fel e condiționat de... Să știți că este condiționat de contul. Da, da. De copii. Vinovat, nu sunt vinovați copiii, e vinovat operatorul, că nu-și face treaba. Bine, copiii ar trebui, sau cei care beneficiază și de acest transport să fie, fie civilizați în sensul să-și... Nu, trag, mi-au spus transportatorul, doresc, vezi ce bătăi sunt și pe acolo, vezi cum sar peste scaune, mi-au spart geamă. Asta a spus de transportatorul, nu a spus de mine. Dar eu cred că sunt copii care nu fac. Nu este normal ca copil să plătească 600 de lei bilet pentru autobus să meargă la școală, când salariul minim este 1500 de lei, aproximativ.
Așa este, dar nu putem stabili noi, decât dacă operatorul face un studiu de impact și financiar și... Dar nu poate da vina pe copii. Dar nu dă nimeni vina pe copii. El dă vina pe copii. V-ați zis că a spus chestia aia, că nu sunt pic obrăznic. Dar se va rezolva. Nu putem să aducem asta în discuție, adică este clar. Eu o să vă informez la următoarea și din Consiliul Local ce am stabilit și s-o stabilit la nivel de județ, la nivel de Consiliul Județ. Hai, domnule. Domnule, avem aici. Mulțumesc, domn președinte. O intervenție scurtă pe subiect. Recent ne-am inscris în zona metropolitană și cred că am plătit și prima cotizație. Dacă îmi permite și dacă este în regulă, doamna secretară, dacă puteți menționa, nu știu, ne-au trimis traseele care vor fi pe raza comunei noastre, cu un program aferent și așa mai departe? Abia sunt în derularea studiului de fezabilitate. Exact lucrul ăsta înseamnă studiul de fezabilitate. Stabilirea traseelor, impactul pe care le au aceste trasee. Deci asta lucrează acum. Și cofinanțarea noastră, suma respectivă, pentru asta o să participăm la elaborarea studiului de fezabilitate. Ar trebui totuși să avem măcar ca idee de proiect cum văd și cum ce analizează la noi. Cum se ne transmite și în funcție de ce datele care dăm noi și datele care le au ei și ce mai au ei prins în studiu, o să vă informăm și pe dumneavoastră, vă spun exact. Mai ești ultimul care... Păi nu, că ei sunt obligați, pentru că noi suntem împreună asociați, sunt obligați să-l transmită, să-l aprobăm. Dar poate ne rezolvă problema sau poate mai mult... Vedem atunci când avem studiu. O să vă informez. Revin din nou cu stații de autobuz. În fața școlilor nu avem nevoie de nu știu ce studii de impact, pentru că școlii ar trebui să aibă stații de autobuz din cauza copiilor și stau în ploaie până vine microbuzul. Deci în fața școlilor nu să ai stații de autobuz. Amplasamente? Și una la mână ar fi bine să fie și refugii, dacă este posibil, pentru că copiii stau în stradă și există riscul de atingere. Nu deci, stații de autobuz care sunt puse, cât le avem noi ca și număr, sunt puse tot la solicitările părinților, împreună cu domnișoara. Noi primim telefoane și domnișoara primește telefoane când microbuzul nu ajunge în capătul din, nu știu, din fundul Răcăciunii, din sala de adun la trunchi. Acolo este o stație de autobuz. Este o stație de autobuz și în centru. Este o stație de autobuz și la cum îl cheamă ăla, dacă mai este... La Frâncă, da. Deci sunt trei stații acolo. Vorbesc de Ciucari. E o stație de autobuz acolo, tot în centru, tot la magazin. O mut la școală, nu are unde să întoarcă, trebuie să meargă dincolo, la Tuma sus, să întoarcă. Adică, astea le putem face, dar le putem face și ținem cont exact de solicitările celor de la școală și a părinților, implicit și a copiilor. Adică, da, eu zic, nu e un efort să mergi, nu știu, 500 de metri de mai, dezmeticești până ajungi la... Nu, se referea să puneți... Trebuie amenajați spațiul. Păi am pus, la liceuica acolo, am pus, mi-a stricat coșul, mi-a aruncat aia, e ca la, da. Păi nu, dar e o intersecție care s-a adus curent electric, s-a luminat zona și tot strică. Să plătească. Să plătească, la două noaptea, a trebuit un pic, exact ce spuneam mai înainte, să fim un pic mai responsabili cu noi, pentru că tot noi, Consiliul Local și dumneavoastră, și așa prindem bani pentru a face ceva și a îmbunătăți, și vin alții și strigă că, nu știu, bea o bere poate mai mult și nu are el o problemă, că trebuie să fie stricat. Deci care e procedura? Facem solicitări de cerere cu semnături de partea părinților și a școlii sau cum? Către școală, dacă referitor mai strict la transportul de copii, către școală, domnișoare director, dacă este pe linie de oate Răcăciuni, mă rog, oameni sau care fac naveta și asta, atunci faceți către primărie. Să punem la vot, punctăm cu buget. Cine este pentru? Vă rog să ne spuneți votul doamnei consilier Coprea. Alo, Săruna. Bună ziua. Sunteți în direct. S-a votat punctul 1 de pe ordinea de zi. Sunteți? Da, ați auzit. Da, sunteți de acord? 15 voturi. 15 voturi pentru. Da, am înțeles. Vrea să prezinte votul dumneavoastră pentru celelalte două, ca să... Da, vă puteți da votul și pentru următoarele, dacă nu vreți să mai rămâneți în telefon. Sunt de acord cu toate proiectele de astăzi. Da. De pe ordinea de zi. Da, votul pentru. Da, mulțumim, Rămâna. Mulțumim.
la proiectul de hotărâre privind bugetul, toate cele trei comisii de specialitate au transmis vot favorabil și la comisiile de specialitate. Da, aș vrea eu să vă mulțumesc pentru că ați aprobat bugetul pe anul 2022. Astfel facem funcțional activitatea OAT-ului. Mă bucur că o parte din consiliere am înțeles cum funcționează bugetul, nemai având alte completări, că, mă rog, nu sunt banii, nu s-au pus acolo, s-au pus în altă parte. Banii publici trebuie cheltuiți legal și se cheltuiesc legal, cu ajutorul Consiliului Local, nu cu ajutorul altcuiva. Deci, prin slujbele care sunt în subordinea Consiliului Local, domnule, trebuie să fie. Da? Atunci, da. Dacă ați înțeles bugetul, eu vă mulțumesc și sper ca pe viitor să tot ce am pus, mă refer pe anul ăsta, tot ce am pus pe buget să îmi aduceți aminte dacă uit, când am făcut aia, să-mi spuneți. Ca să, poate uit, dar nu, n-am pus să uit că am aparatul de specialitate în spate și ei trebuie să mergi la cunoștință. Mulțumesc suflet pentru sprijin. Domnul primar ar trebui să corecteze totuși, pentru că a spus că o parte din consilier au votat toți consilierii, domnule. Toți consilierii, mulțumesc. Da, dar nu, o parte din consilier nu înțelegeau cum funcționează bugetul. Trebuie să corectați. Nu înțelegea bugetul. Da, domnule. S-au votat pentru că bugetul a fost totul legal în acest moment. S-au dezvoltat. Asta am spus. Anul trecut tot fost legal, tot l-ai votat. Mulțumim frumos pentru intervenție, domnule. Gata, hai discuț. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru o contoară finanțară nerabursabile de la bugetul local al Consiliului Local Comunei Răcăciuni pentru activități non-profit de interes general aferent anului 2022, inițiator primarul comun. Da, aici este vorba de capitol culte, vorba de bisericile care le avem în comună, nu numai de diferite confesiuni, care eu, ca inițiator al acestui proiect, în fiecare an, prin ajutorul dumneavoastră, am susținut activitatea de funcționare și am susținut acordarea, pardon, a unor sume din bugetul local. Am în față cererile, solicitările, de fapt, depuse de către fiecare cult în parte. Vreau să vă informez că sunt 9 biserici pe raza localității, Comunei Răcăciuni. După cum știți, și cum am spus și mai înainte, este singurul loc în care te mai poți reculege și mai poți să fii aproape cu tine și cu Dumnezeu. Dar noi trebuie să sprijinim pentru că aceste biserici și parohii nu iau nimic preoții care le conduc, nu iau nimic cu ei nicăieri. Rămân pentru comunitate, sunt pentru comunitate, avem nevoie de acele, după normele europene care sunt în vigoare, de acele locuri unde se pot duce cei care nu încetează din viață, au nevoie de prăznicare, să fie făcut, au nevoie de împrejmuiri către ale cimitirilor, a parohiei, implicit. Sunt foarte multe lipsuri, din discuțiile care am avut cu preoții, sunt foarte multe lipsuri și eu zic că e un lucru bun să susținem cultele de Răcăciun și implicit parohiile. Nu văd ceva rău, nu văd ceva. Este totul făcut transparent. Se transmite în momentul oficial, se vor veni cu sumele respective pentru fiecare biserică în funcție de solicitările care le are fiecare parohie în parte. Se republică din nou iar în momentul oficial și după aia se pot, când se întorc înapoi după 15 zile după o evaluare, se pot face plăți pe trimestre, că se împart pe trimestre, nu se dau. Da. Eu, fiind nouă parohii, cum ați spus dumneavoastră... Nouă biserici, nouă parohii. Nouă biserici, mă scuzați, domnul primar. Adevărat, nouă biserici. Eu chiar cred că suma de 230.000 e un pic mică. Este foarte mică. Da. Dacă învălțim la nouă, s-ar putea să nu ajungă pentru nimic. Acum, propun pentru anii următori, chiar să mai suplimentăm un picuț, dar să fie în raport cu ceea ce facem și în jurul bisericii, adică drumuri, să mergem liniștiți până la biserică și toate celelalte. Și atunci, sigur, sumele astea cred eu că pot chiar crește. Cum am susținut în fiecare an, în funcție de bugetul pe care îl avem, așa vom susține în fiecare an de acum încolo cât mai suntem aici. Atât timp cât eu sunt inițiatorul acestui proiect și cât Pixul stă la mine, voi ajuta bisericii, ca să știți. Împreună cu dumneavoastră.
Deci nu nici pentru. Da. Și avem și domeniul social. Da, și domeniul social. Da, domeniul social. Aici sunt proiecte pe social la care se pot... O secundă, domnule Iacobuș, să termine domnul care primar. Sunt proiecte care se pot pune pe, să depun pe social. Deci pe activități sociale, orice ONG, fundație, asociație poate depune la primărie acest... În perioada aceasta de 30 de zile, cât acest document va fi transmis către monitor oficial și afișat în partea a 6-a. În perioada asta se depun solicitări pentru sumele respective. Noi avem aici la Răcăciune un centru foarte important. Anul trecut am susținut Calabria și sunt copii care, și activitatea acestor celor care conduc, vă spun că este foarte, foarte, foarte bună, deci nu bună, foarte bună. Li se oferă o masă caldă, li se oferă școală după școală, în sensul că fac activități culturale cu ei, sportivi și mai departe. Eu zic că trebuie susținuți. Sunt de acord ca să susținem și această fundație, dacă își va depune cele. Mai cuvântul. Construim ce ar construim, dar pentru viitor nu prea construim nimic. Doar dacă dăm bani pe proiecte de fizice de construcție, da? Eu aș propune ca fiecare dosar, care vine pentru cereri de finanțare nerambursabile, 20% din acea sumă pe care o primești, să facă un proiect educațional. Cu copii, cu tineri, cu adulți, cu orice. Sunt legi care trebuie să respectate și trebuie să... Este o propunere de-a mea. Făcut de conform legii, nu pot. Propunerea noastră nu poate să este bună, dar nu poate să încalce legea. Deci trebuie adaptată după lege. Nu poate nicio lege. Spuneți-mi un articol din legii sau din ce spuneți dumneavoastră? În comisia juridică am încercat să dezleg și eu integram asta, n-am reușit, credeți-mă. Și am avut o discuție cu domnul Iacobuș și am zis să vină concret, argumentat. Adică fizic, este o societate, un ONG care vine, se cheamă așa, are obiect de activitate, educație financiară. Cum am stabilit? Încercat și nu stabilim noi. Păi, da. Ai educație financiară și solicit un 20%, nu știu din ce. Acum să ne explice dânsul. Deci eu v-am explicat. N-am înțeles nimic ce-o zis. Dacă de exemplu, o persoană fizică, pentru că și persoana fizică poate să accedeze un fond nerambursabil din bugetul primăriei, da? Are un proiect. Din acel proiect să facă 20% educație pentru cetățeni. Atât. Pentru cetățeni sau pentru... Pentru cetățeni. Pentru că cetățenii sunt cei care contribuie. Da, activitatea care vrea să o facă acea persoană fizică, activitatea care vrea să o facă, trebuie să o expună într-un proiect în care spune ce ar de făcut. Taie lemne, dansează, face... Nu știu ce face. Dar ăla dacă este, și mare majoritate, sunt non-profit, toate trebuie să fie non-profit. Toate sunt obligatorii. Cum stabilești procentat? Eu domnul Iacobuș spunea altceva. E vorba de condiționarea. Dai cuiva ceva și îl condiționezi să facă... Știți ce spune domnul Iacobuș? Așa, nu. Eu spun la ce se referă. Este cadrul legal care explică. Trebuie să fie un ONG care are un obiect de activitate și se adresează unui grup țintă. Nu vreau să fie domnul. Emi, cred că asta vrea domnul Iacobuș. Domnul profesor, dacă îmi permiteți, profit de atmosfera destinsă și că putem discuta și putem avea cuvântul foarte civilizat, un proiect extraordinar. Ca și completare, cred că domnul Iacobuș se referă la modificarea regulamentului în baza legii, care o avem în proiectul de hotărâre, și să condiționăm... Nu. Vă spun la ce se referă. Haideți să lămurim în două minute, că am înțeles. Domnul Iacobuș spune așa, este de acord total. Vin niște proiecte, de exemplu, bisericile. Vin cu proiectele și cu anumite lucrări pe care vor să le facă noi. Ar trebui să-i condiționăm ca din ceea ce vor preoții, din suma pe care fiecare biserică în ședința următoare o va primi, 20% să facă activitate de educație, ceea ce noi, ca și Consiliul Local, nu putem condiționa să facă un proiect de educație. Să fie la... Vă rugăm să dați cuvântul preotului, că a solicitat cuvântul. Biserica oricum dezvoltă activități catehetice. După cum știți, avem de doja domnul Iacobuș, poate ați auzit, sau și ceilalți domnii consilieri și ceilalți care sunt prezenți de față.
școli de vală, activități cu tineri, activități de seară, dar toate acestea trebuie să desfășurate într-un cadru de curățenie, de căldură. De exemplu, biserica din jurul ăla trebuie vorbită, pentru că este foarte afumată, este plină de crăpături. Am pus centrală tehnică, pentru ca și cei mici să poată veni la biserică și să participe la aceste activități. Deci, oricum, biserica înlesnește și astfel de activități pentru tineri, școli de vară, școli de iarnă, serate, cateheze, slujbe și pentru cei mici și pentru cei mari. Deci oricum biserica se ocupă și cu așa ceva. Deci este ceva ce se întâmplă în cadrul bisericilor fără a fi condiționat de acest procentaj de bunuți despre care spuneți dumneavoastră. Mulțumesc. Eu vreau să biserica are ca și domeniul de activitate, cum se spune, educația. Este clar că face activități. Dar o să vină o persoană fizică sau un ONG care nu are specific educațional. Ei, acelei trebuie neapărat să facă un proiect mic păi educațional. Atunci, dacă nu are un proiect educațional, nu poate să facă. Nu poate să facă. Și să facă. Să punem la vot punctul 2. Cine este pentru? Și nu mai discutăm după aia. Da, și la comisie au primit un rapid. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentant legal al unității administrative teritoriale Comuna Răcăciun pentru ședința adunării generală a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2022, inițiator primarul comunii. Nu sunt întrebări, da? Deci orice există pe ordinea de zi ASC CRAB, unde noi suntem acționari, trebuie ca dumneavoastră să luați la cunoștință și în cunoștința ordinii de zi să împuterniciți reprezentantul. Sunt trei proiecte pe ordinea de zi, le-ați studiat. Ceea ce va face reprezentantul, respectiv domnul primar, în numele dumneavoastră va semna, sunteți de acord să semneze cu pentru? Sigur, da. Da. Supuneți la vot. Cine este pentru? Da, aici e vă rog, cine o prezintă? Deci dacă permite să la diverse, este ceva ce supuneți la vot dacă... Da, s-a primit o cerere de la către Consiliul Local, de la domnul Ciprian Ciuraru, care este și prezent în sală. Și aș vrea să-i dau totuși un pic cuvânt cu permisia dumneavoastră, cuvânt ca să relatez despre ce este vorba. Sunt vorba de niște căi de acces, drumuri de acces, care sunt și nu prea sunt în unele părți. Și dânsul se află într-un proces cu un alt operator economic din zona de acolo, din zona fermei vorbesc, și solicită Consiliul Local. Spuneți. Bună ziua, primar, bună ziua, domnul consilier. Am venit să vă cer listarele de lucrări pe cele două drumuri care se fac accesul către Ghețeni, inclusiv groapa de gunoi. Luni s-a început o lucrare prin care se intenționează construirea unui gard în Urmeziș. Da? De către societatea respectivă. Agronova. Unde? Unde mai exact? În parte dinspre Ghețeni sau... Eu am venit cu poze. Okay. Așa, care o să vi le arăt. Ca să le vedeți. Despre ce este vorba? E trupul pe acolo. Sunt și drumuri intabulate ale societății respective, sunt și drumuri care sunt ale comunei, da? Noi lucrăm acum la cadastru și facem... Unii se trasează gard, sau unii sunt încearcă să se traseze un gard. Gardul se trasează. Pe proprietate privată. Actualmente, da. Dar nu avem nicio solicitare de construire, de altfel să-ți construi... Pe proprietate privată... Nu, dar ei fiind de litigiu, nu știu. Noi vorbim generalitate. Trebuie instanța să... Unde să stabilească instanța? Eu am întrebat pe... Domnul Chitoiu, am venit și cu intabularea domnului Olteanu, ca să vedeți exact ce este generalitatea. Dar când cetățean face o carte să se ducă cu o proprietate privată, dar ce face? Trebuie să aveți mai multe... Eu vă spun așa, atunci am venit cu documente ca să mă informez. Dacă vă permite, domnul președinte. Nu știu speța, nu... Eu pot să vă aduc la cunoștință, pentru că am fost personal. Ișpian, interesat. Ascultă-te. M-am interesat personal, în urma solicitării domnului Ciuraru, am fost acolo și am vrut să constat cu ochii mei ce se întâmplă.
intabularea pe care societatea Agronova a făcut-o, eu nu pot să demonstrez că n-am documente să spun că este puțin părtinitoare. Intabularea nu e corectă acolo. Se vede de la avion că nu e corect. Mă rog, asta nu-i treaba mea. Domnul Cioraru ar trebui să dea în judecată, să nu va pentru... Exact. Ei, aici nu ne băgăm noi. Nu e calitatea noastră. Noi ce putem să facem la ora asta? Având în vedere că dosarul este pe rol, având în vedere că dosarul se solicită acces de trecere, dacă nu greșesc. Sigur că da. Accesul de trecere este judecat de instanță. Acum, instanța va trebui să trimite un expert pentru a constata că este obturată trecerea. Trecerea de unde și cum? De pe partea domeniului nostru, a drumului comunal, care traversează o proprietate privată. Deci aici nu poate nici proprietarul privatul să îmi facă gard. Trebuie ajuns la o înțelegere. Ei, cine poate hotărăsca aici decât instanța? Ceea ce solicită domnul Cioraru nouă la primărie este să sisteze aceste execuții de lucrări. Pentru că Agronova acum lucrează. Corect. Fără autorizație. E un gard dacă o fac. Nu. Ba da. Nu. Lucrează. A dărâmat gardul de aici. Vă rog să vă vedeți cozile. Deci mai de-aia să verificăm. Aici asta avem noi să facem. Face solicitarea, Iftoșul Consiliul Local face solicitarea către primărie. Aparatul de specialitate va merge în zonă și automat, fiind în litigiu, se va opri lucrarea. Dați-mi voie și un pic. Trebuie să lăsăm de fapt că sunt autorizat de ANCP din promoșpea. Lucrurile oarecum sunt clare. E clar că o parte din drum ia primărie și se vede clar. Și acolo avem acces. Dar ce e intabulat de Agronova, e intabulat în baza unui act de proprietate. Aici trebuie văzut exact dacă s-a intabulat corect. Iar dacă nu s-a intabulat corect, nu are nevoie de judecat. Are nevoie de mers la oficiul de cadastru, de analizat actele în baza cărora s-a intabulat. Iar dacă actele alea nu sunt în regulă, atunci cu siguranță drumul rămâne liber. Fiind un proces pe rol, automat instanța va... Dar să știți că și judecătorul tot la oficiul de cadastru merge și vrea punctul de vedere. Nu se duce în altă parte. Cererea din 5, din data de 5-2. Eu înțeleg că ar fi un drum comunal acolo. Ce putem noi face? Că fără să avem parte la procesul care este între cele două entități private acolo, ce putem noi să facem este să vedem, și chiar vă rog, doamna secretară, să confirmați, dacă acel drum comunal mai este în domeniul public, s-a dus în privat, când s-a dus în privat, cum? Asta trebuie să știm și noi ca și Consiliul Local. Deci avem dosar pe rol, suntem parte în dosar, este obiectul, dosarul este drept de trecere, suntem abia la faza de a depune întâmpinare. O comisie din partea primăriei formată din domnul primar, domnul vice, a fost la fața locului, am consemnat, urmează să facem apărările și zic eu să lăsăm dacă instanța. Dacă am început lucrările, nu este nicio solicitare, am verificat la primărie depusă de pentru construcție. Strict pe cererea domnului Ciprian, înțeleg. Sigur. Dar eu zic, eu întreb pentru noi ca și Consiliu, că dacă este un drum la cadastru general, drumurile care sunt intabulate, rămân intabulate cu corectări, drumurile care nu sunt intabulate se vor intabula. Atât drumuri de exploatare, cât drumuri comunale și sătești. Și naționale. Noi putem să zicem dacă a fost sau este drum comunal sau nu. Da, nu. A fost un dat. Păi asta zic că a fost din ce m-am informat și am discutat la comisie cu domnul profesor, cu domnul Ciprian. Problema este în felul următor. Noi ca și Consiliul Local avem obligația să știm cum a ieșit din public. Pentru că nu ieși. Nu ieși. Păi el ca să-l intabulat, domnul profesor, este intabulat, dacă s-a intabulat, este intabulat, că la eu atunci nu este. Dacă a ieșit, dacă s-a intabulat, dacă s-a intabulat, a ieșit în domeniul public, al comun, și a ieșit în domeniul public, și a ieșit în domeniul public, și a ieșit în domeniul public,
știu mai departe. Domnilor consilieri, instanța de judecată ne va ceri tot felul de rămuri. Noi vom da la hartă, vom da copii după registru. Exact. Și o solicitat. Dumnealui a solicitat să se schimbe lucrările făcute acolo. Noi dacă ce lucrări și stăm prin aparatul primării, deocamdată o cerere de autorizare construcție din partea celorlalți societăți nu există. Dar domnul Munteanu să se sisteze, adică dosarul... Creăm un precedent, adică avem foarte multe drumuri și ulițe și străduțe care nu cred se reglează că prin cadastru care, la care se lucrează. Dacă și le ia fiecare și le intabulează... Nu le intabulează, asta este o chestie consumată. Asta este o chestie consumată. Cine a intabulat și dacă a intabulat greșit, va răspunde la instanță. Și sunt ale primării, sunt ale primării. Rămâne să ne corectăm prin cadastru sistematic și... Eu asta am întrebat, e singura mea nenumărere ca și consilier local care administră în patrimoniu. Luni sunteți invitat. Deci noi lucrăm. Avem rulări făcute, mai avem de finalizat, zic așa, în jur de vreo 30%. Luni sunt solicitări făcute către primăria Comunei Răcăciuni. Celor care locuiesc în fundul Răcăciuni, o parte dintr-o zonă, din partea despre Ciucani, nu s-au prezentat, din cetățeni, s-au prezentat la identificarea terenului la fața locului. Și acum luni am făcut solicitări, să anunțe la biserică, am pus și anunțurile, rămâne să vină să clarificăm la primărie, pe fiecare individ în parte și pe fiecare lot în parte, a cui este, dacă este moștenire, dacă este a lui, să va face posesia. Dar legat acolo de zona aia, nu? Acolo unde nu. Nu au venit, că a făcut diverse acțiuni astea de la teren. Acolo unde nu au venit, se va relua în maximul luni de zile. Din nou discuțiile cu cetățenii, din nou pe zonele respective, ca să putem să le punem fiecare parcelă în parte, fiecare tarlat. Da, sunt acolo. Sunt multe corecturi. S-au făcut act de vânzare-cumpărare, i-au arătat de aici până acolo, dar s-a suprapus pe terenul altuia. Și acum dacă este chemat fiecare cetățean în parte care deține în sectorul respectiv teren, se lămurește. El e vecin cu mine, eu sunt vecin cu doamna și așa mai departe. Deci am eu atam și conform rolului și conform terenului care le are, în actul care le au. Ca să închei să nu fiu înțeles greșit, nu dau eu un răspuns sau nu mă bag eu peste procesul celor două entități private. Discuția care am avut-o la comisie, înțeleg că acolo a fost un drum public, un drum comunal. Mai avem și zona de fermă, nu știu cum se fac intablurile acolo. E de datoria noastră să încercăm să protejăm acel drum comunal cu acces către zecile sau sutele de hectare care sunt pe deal și plus că am înțeles că avem și groapa acolo și avem și noi nevoie de acces pe zona aia. Atâta vreau doar să vedem când a ieșit din public, pentru că dacă el este intablurat și a fost vreodată în public, la un moment dat a ieșit din public. Și asta cred că putem să vedem și noi, atâta putem să facem. Lucru care nu intervine, nu influențează, nu are treabă cu cererea și cu procesul. Ai ceva de zis, Ciprian? Da, ceea ce vreau să vă spun, că intrarea în fermă se face pe un drum privat. Deci intrarea de la E85 acum se face pe un drum privat. E drum cot indiviz acolo, nu? Da, este un drum privat, din care Agronova are 2500 de metri, Agroindustriala are 2500 de metri, Ii Ciuraru ar trebui să aibă 147, care să scad din cei 2500 de la Agroindustriala. Și un metru pătrat a domnului Busuioc, care să scad de la Agronova. Da? Deci atenție, acolo este o cotă indivisă, este un drum... A tuturor. Să zicem. Nu este a tuturor. A tuturor celor care au cotă indivisă acolo. Păi da, dar atenție, domnii de la locuitorii de la blocuri, pe unde intră? Vorbim și de în actele de proprietate au cotă indivisă toți locuitorii de la blocuri. Doamna secretar, eu am verificat chestia asta și n-am găsit-o nicăieri. Atunci verificați actele de proprietate ale celor de la blocuri. Eu le-am văzut. Am cerut de la oficiul de cadastru, dar nu am găsit chestia. Dar nu o să vă dea niciodată oficiul de cadastru actele de proprietate ale cetățenilor de la blocuri. Menționez la domnul Busuioc că a fost acel metru pătrat. Apartamentul este intabulat, este intabulat în baza actului de proprietate, iar acolo este copie. Și poate să verifice oricine vrea? Da, sigur.
Verificăm în teren dacă această construcție este edificată, propuneți stare și se prezintă instanța, își va spune cu părere. Bine că este un proces pe rol, se va lămuri acolo. Propun ședința încheiată de astăzi, vă mulțumim. Bine, domnul. Mulțumesc. Sistemul Ucrainei s-a